Atenție, contribuabili! Ministerul Finanțelor Publice propune, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic. Astfel, dacă în momentul de față, potrivit legii prevenirii, la prima abatere a operatorilor economici care nu sunt dotați cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal, sunt sancționați cu un avertisment. În urma modificării legii prevenirii și scoaterii din această lege a prevederii privind casele de marcat, organele de control, în cazul constatării abaterii, chiar a primei abateri, vor aplica direct o sancțiune care este între 8 și 10.000 de lei. De asemenea, se va suspenda activitatea operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, dar se va confisca și sumele nejustificate. O mare parte dintre operatorii economici au achiziționat și instalat aparate de marcat cu jurnal electronic, iar perpetuarea acestei situații poate duce la discriminarea operatorilor economici corecți. Toate firmele care comercializează produse sau prestează servicii direct către populație au obligația de a fiscaliza toate încasările prin intermediul casei de marcat electronice fiscale și de a se dota cu noile aparate de marcat prevăzute din cadrul normativ. Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MFP www.mfinanțe.gov.ro la rubrica Transparență decizională.